Sărăcia ne scurtează viața, trăim cu 10 ani mai puțin decât locuitorii țărilor occidentale. Lucrul fizic intens, condiții de stres, alimentația precară, lipsa unui ajutor medical de calitate nu au cum să fie benefice pentru viață. Potrivit datelor statistice, puțin peste 50% dintre moldoveni spun că starea lor de sănătate este una bună. În Europa de Vest acest raport este de 70%. Femeile trăiesc mai mult decât bărbații, dar singurătatea devine o povară grea. La noi aici așa e o sărăcie, așa e că aici nimeni nu trăiește, alături nimeni nu trăiește, tare bătrâne, tot nimeni nu trăiește, bătrâne au murit, dar aici tineri pleacă, situația așa e grea, viața e stresantă, până am o pandemie asta, și așa mai departe, e încă este, pur și simplu noi nu ne, dar unde-am și cu războiul ăsta, cu scumpire la tăt. Pe Lubov Plămădeală din satul Reche, raionul Râșcani, am găsit-o în timp ce își pregătea surcele pentru iarnă. Femeia a lucrat o viață întreagă asistentă medicală și se bucură de o viață longevivă. Are 84 de ani, dar cu lacrimi în ochi spune că nu-i ajung bani nici măcar pentru medicamente sau o bucată de pâine. Mămica mea a trăit tot 84 de ani. Tăticul a murit mai tânăr. Dar sora am una tot, e mai în vârstă decât mine încă este. Noi cred că așa longevivi suntem în... Generația voastră longevivă. Da, eu știu. Dar așa secretul care de muncit muncesc. Eu mai bine mă sâmb, Doamnă, dacă lucrez. Pe aceeași uliță a satului am găsit-o și pe Larisa Sergeant. Are 85 de ani și a lucrat educatoare la grădinița din sat. Femeia nu se plânge pe viață, doar singurătatea este o povară prea grea de dus. Cu europenii nici nu vrea să facă o comparație. Viața nu e așa ca la dânsă. Noi lucrăm muncim tare, muncitori. Eu am lucrat educatoare toată viața. Ei mă tem că de dânsă îngrijesc mai mult. Dar noi nu, nu e așa. Cum este, așa este, azi este, mâine nu. Uite la medic, mai aveți timp să ajungeți. Dar nici nu mă gândesc. Și am o tabletă acolo și... Trece. Potrivit statisticilor, femeile trăiesc cu 6 ani mai mult decât bărbații, pentru că au un mod de viață mai sănătos. Speranța de viață pentru bărbați este de 66 de ani, iar pentru femei de 73 de ani. Sătenii trăiesc însă mai puțin și sunt mai bolnavi decât orășenii. Nu-i nivelul Europei la noi, în țară. Până la Europa trebuie să muncim foarte mult. Grădină, legume, fructe și astea. La sat-i-mi e simplu. Trebuie să muncești mult, fizic. Ca să ai ce spui pe masă. Da, asta. Femeile tot lucrează greu fizic. În primul rând, femeile mai mult lucrează ca bărbați. Aici oameni la țară, noi ținem copiii noștri la oraș. E gine trăit amu, ori mai gine atunci. E gine trăit amu ea, dar atunci era mai gine, că era, oamenii erau mai simpli. Mai simpli și vinei la fiecare poartă, era scaunelul. Și ședeau, cu mătră, vicină, un altă ședeau, dar așa... Dar oamenii se adresează la medic? Eu lișna nu. Eu nici cartela medicală n-am. De ce? Nu, că da, așa. Cum mă licuiesc, cum zice așa, tot țărănești. Dar cum vă trătați dumneavoastră? Da, cum? Ia ca cum zice moșneacă, te doare stomacul, reactiv cu sare. Tudor Emilian este medic în Spitalul Raional Râșcani. L-am surprins în afara orelor de serviciu, îngrijind gospodăria lăsată moștenire de la părinți. Bărbatul susține că oamenii de la sat trăiesc mai puțin, așa cum și nivelul de viață este mai redus și nu sunt medici lăsate. Totul pornește de la atitudinea oamenilor față de sănătatea lor, spune bărbatul. Sunt multe probleme, poate. Una că nivelul de viață e scăzut față de nu știu cum... Poate nu pentru toți, dar pentru oameni de la țară, mai ales pentru cine voiași și în vârstă, nivelul de viață e scăzut. Poate asta influențează, poate influențează și accidentul care a fost cândva la Cernobâl, poate, eu știu, și alimentația, poate nu chiar așa de corectă și, eu știu, și
Știm toți cum se lucrează, că adică cum se muncește pe câmpuri, acum tot e. Datele statistice arată că 70% dintre europeni se declară sănătoși, în timp ce doar 52% dintre moldoveni spun că starea lor de sănătate este una bună.